frați și surori, am ajuns la, cu ajutorul lui Dumnezeu la ultimii 14 psalmi din Cartea Psalmilor. Vom începe cu psalmul 137 până la psalmul 150 și vom extrage din ei câteva învățături practice care să ne ajute pe noi în viața noastră de credință în zilele în care noi trăim acum. Începem și ne uităm în psalmul 137 și vedem aici o imagine dezolantă. Poporul evreu care era luat de babilonieni și era dus în robie, stătea, spune cuvântul lui Dumnezeu, pe malurile râului Babilonului și plângeau. Spune cuvântul lui Dumnezeu că plângeau când își aduceau aminte de Sion. Și vedem aici un lucru interesant care se întâmplă. Că asupritorii, spune versetul 3, ne cereau bucurie, zicând, cântați-ne câteva din cântările Sionului. Și ei aveau o dilemă pe bună dreptate. Cum să cântăm noi cântările Sionului când noi nu suntem în Sion? Raportându-mă la viața în care eu trăiesc și la lumea în care eu trăiesc, îmi dau seama că Babilonul acesta, lumea, îmi cere și mie să-mi relativizez credința. Adică îmi cere să rămân la nivelul informațional, la care știu despre Dumnezeu, dar să renunț la trăire, să renunț la a fi în Hristos. Oamenilor acestora li se cerea să cânte cântările Sionului, dar să nu fie în Sion. Nouă ni se cere să știm despre Hristos, să avem o cunoștință de asta informațională și nu una experimentală. Și asta face lumea în care noi trăim. Ne cere să ne relativizăm credința. Ne cere să rămânem la acest nivel al informațiilor și să renunțăm la nivelul trăirii. Ori cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar și Domnul Iisus Hristos ne spune în Matei, în capitolul 7, cu versetul 24, spune așa cuvântul Domnului. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, nu numai le aude, nu numai are informații despre ele, ci le și face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Primul lucru care îl învăț din psalmul 137 este că lumea îmi cere să-mi relativizez credința. Și eu trebuie să mă țin tare de Dumnezeu și să am pe lângă informația despre Dumnezeu, pe care o primesc de aici, din cuvântul lui Dumnezeu, să trăiesc și în Dumnezeu și în Hristos. Dumnezeu să ne ajute. Următorul psalm, psalmul 138, ne aduce înainte imaginea psalmistului și mai precis imaginea inimii psalmistului. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa în versetul 1. Te laud din toată inima mea. Adică cu alte cuvinte ne spune psalmistul, toată inima mea este a lui Dumnezeu. Și în inima mea nu există mai multe compartimente și numai un compartiment sau două din inima mea să fie date lui Dumnezeu. Și spune psalmistul, te laud din toată inima mea. Și Iacov îi acuza pe contemporanii lui de inimă împărțită. În Iacov în 4:8 spune, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima. Oameni cu inima compartimentată, cu inima împărțită. Dumnezeu să ne ajute ca inima noastră să fie toată a lui Dumnezeu. Și să nu existe acolo compartimente care să fie a noastră sau a altcuiva, ci toată inima noastră să fie a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu se angajează așa de frumos în versetul 8. Spune, Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Dacă această inimă este toată a lui Dumnezeu, Dumnezeu va sfârși această lucrare bună, cum spune Scriptura în altă parte. Și Dumnezeu va sfârși pentru noi. Doamne, bunătatea Ta ține în veci. Slăvit să fie Domnul. Mergem mai departe și ne uităm la psalmul 139. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și între versetele 1 și 4, cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă acest atribut divin, omniștiința lui Dumnezeu. De aproape mă cercetezi și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gânduri. Merge mai departe de la versetul 5 și ne prezintă omniprezența lui Dumnezeu. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și spui mâna peste mine. Unde mă voi duce departe de fața ta, de Duhul tău? Și unde voi fugi departe de fața ta? Și ajunge cuvântul lui Dumnezeu după ce ne prezintă aceste două atribute ale lui Dumnezeu. Și ne mai prezintă încă un atribut divin. Acela de Dumnezeu creator. Și aici vrem să stăm un pic să ne ațintim privirile mai bine spre aceste versete. Spune cuvântul așa. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului.
când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele mele, toate zilele care mi erau rânduite mai înainte să fi fost, de a fi fost vreuna din ele. Stau și mă gândesc că aceste versete, câteva care le-am citit acum, de la versetul 15 până la versetul 16, intră în flagrantă coliziune cu ceea ce învață lumea astăzi prin școli, prin diferite medii academice, prin diferite medii în care se propagă informația și ajunge la cei tineri, ajunge la cei care își încep viața acum și își formează concepțiile despre lume și viață. Lumea spune așa, viața începe la naștere. Unii spun, viața începe la nu știu câte luni după naștere, unii mai dezaxați. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, viața începe la concepție. Pe când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și mie îmi cere Dumnezeu ca și creștin să fiu avocatul celor renăscuți. Avocatul celor care nu se pot apăra, pe care lumea îi consideră, cum îmi spunea mie cineva zilele trecute într-un dialog așa mai aprins pe care l-am avut, îmi spunea, păi ce, care e diferența între un embrion și un ou? Vedeți? Lumea are alte valori. Valori păcătoase. Și lumea spune, viața începe în cel mai bun caz la naștere. Sau cu o lună, două înainte de naștere. Și Scriptura ne învață pe noi, pe creștini, că viața începe la concepție. Și aș vrea că acest duh de, dacă vreți, de paracletos, de apărător, a celor fără puterea de a se apăra, a celor nenăscuți, să ne însușim și noi ca și niște creștini responsabili și să trâmbițăm în stânga și în dreapta că viața, din prisma lui Dumnezeu și prin ochii lui Dumnezeu, viața începe la concepție, Dumnezeu să ne ajute. Mergem mai departe și ne uităm în Psalmul 140. Psalmul 140 ne învață un tratament pe care noi trebuie să-l aplicăm vrăjmașilor noștri. Și aici nu se referă la un tratament fizic, de corecție fizică sau de corecție de altă natură, sau un tratament bagiocoritor, sau un tratament care să îl umilească pe vrăjmașul nostru. Cine învață cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 10, tratamentul cu cărbuni aprinși. Spune așa, în versetul 9, asupra capului celor care mă înconjoară să cadă nelegiuirea buzelor lor, cărbuni aprinși să cadă peste ei. Acum, când vă gândiți și când mă gândesc la acest tratament, poate mă gândesc să-i torn efectiv fizic cărbuni aprinși, dar cuvântul Dumnezeu se referă la altceva și vreau să fiu foarte clar. În Proverbe, în capitolul 25, versetul 21, cuvântul spune așa, dacă este flămând vrășmașul tău, dă-i pâine să mănânce, dacă este sete, dă-i apă să bea, căci făcând așa, aduni cărbuni aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Și Domnul Iisus Hristos în Luca, în capitolul 6, cu versetul 27, spune așa, dar eu vă spun vouă care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Haideți, frați și surori, să învățăm din acest Psalm 140, acest tratament cu cărbuni aprinși, pe care să-l punem în practică, împotriva sau în relațiile pe care noi le avem cu vrăjmașii noștri, adică să le facem bine când ei ne fac rău, să ne rugăm pentru ei, să-i binecuvântăm când ei ne blastămă, să le facem bine, să le dăm să mănânce când le este foame, să le dăm să bea când le este sete. Dumnezeu să ne ajute. În Psalmul 141 învățăm câteva discipline spirituale. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 2, ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta. Adică, Doamne, rugăciunea mea vreau să fie o rugăciune de bun miros, care să-ți placă ție. Mai învățăm tot în versetul 2, în partea a doua, disciplina ridicării mâinilor. Și ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele, vedeți? Ridicarea mâinilor nu este un exercițiu fizic sau de imagine pe care eu îl fac în casa lui Dumnezeu sau când eu sunt la rugăciune. Ridicarea mâinilor este o jertfă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor. Și trebuie această jertfă să fie făcută cu băgare de seamă. Pentru că spune Eclesiastul în capitolul 5, cu versetul 1, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu
ce rău fac. Nu știu că fac rău sau că rău fac cu aceasta. Doamne, ajută-ne să învățăm această disciplină și să fim conștienți că este o jertfă. Disciplina ridicării mâinilor. Disciplina vorbirii, spune Cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne uităm în versetele 3, 4, pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Cum vorbim, frați și surori? Ce vorbim? Avem o vorbire cenzurată sau tot ce gândim, vorbim? Spunea cineva și îmi plăcea așa de mult că poți să vorbești tot ce gândești atunci când fiecare gând îl faci rob ascultării de Hristos. Atunci poți să vorbești tot ce gândești. Dar altfel, cum spune cuvântul aici, păzește ușa buzelor mele. Mergem mai departe. Psalmul 142. Acest psalm, 142, psalmul 143, sunt două modele de rugăciune. Vedem în psalmul 142, de exemplu, în versetul 1, intimitatea rugăciunii pe care o avea omul lui Dumnezeu. Rugăciunea în care omul își povestește durerea. Merge mai departe, în versetul 3 și 4, omul își identifică problema înainte lui Dumnezeu. Omul își identifică soluția la problema lui și soluția este Dumnezeu, versetul 5, 6, 7. Și la sfârșit, în versetul 7, omul își manifestă credința înainte lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului că cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine. Adică eu sunt convins, Doamne, că îmi vei face bine și atunci când se va întâmpla, eu am credința că cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare. Următorul model de rugăciune, 143 psalmuri, vedem că este făcut în smerenie. Tot așa, omul lui Dumnezeu își povestește problema și apelează la sfințenia lui Dumnezeu, versetele 3 la 5, 2 la 5. Și ne uităm că omul lui Dumnezeu nu cere numai lucruri de ordin material, ci cere și lucruri de ordin spiritual. Și Dumnezeu să ne ajute și pe noi. În versetele 8 și 10 vedem că omul lui Dumnezeu zice, arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la tine mi-înalț sufletul. Ne ducem mai departe și vedem în psalmul 144 concepția lui David despre Dumnezeu și vedem concepția lui Dumnezeu despre om. Concepția omului despre Dumnezeu în versetele 1-4 și în versetele 3-4 vedem concepția lui Dumnezeu despre noi care sună așa. Omul este ca o suflare și zilele lui sunt ca umbra care trece. Frați și surori, să avem această concepție divină. Că noi suntem trecători. Că noi suntem doar un abur care se ridică și apoi piere. Și având această concepție vom putea să stăm în smerenie ca acest om al lui Dumnezeu. Și să primim din partea lui Dumnezeu har. Căci așa spune Scriptura, că celor smeriți, El le dă har. Mergem mai departe și ne uităm în psalmul 145. 145. Și vedem aici portretul lui Dumnezeu. Dacă veți citi, în fiecare verset aproape ne este descris o caracteristică lui Dumnezeu. La iau numai versetul 8, spune așa. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Mulțumim lui Dumnezeu că El este așa. Și totuși mai iau un verset, versetul 16, așa de mult îmi place. Îți deschizi mâna și saturi după dorința ta, Doamne. Tot ce are viață, slăvit să fie în numele Tău. Și ajungem în sfârșit la psalmul 146 și de ce zic în sfârșit? Pentru că între psalmul 146 și psalmul 150 există toți psalmii până la 150 există o concordanță. Acești psalmi sunt niște psalmi de laudă. Și dacă vă veți uita, fiecare psalm 146, 147 până la 150 încep așa. Lăudați pe Domnul, semnul exclamării, încep cu această exclamație și se încheie așa. Lăudați pe Domnul. Și acești psalmi ne învață cum să lăudăm pe Dumnezeu. Acești psalmi, psalmul 146 până la psalmul 150, ne învață ce loc trebuie să ocupe lauda în viața mea ca și credincios. Trebuie să fie o permanentă prioritate. Lauda trebuie să fie adresată lui Dumnezeu și este frumoasă, plăcută și se cuvine. Adică eu trebuie să plătesc prin lauda mea un tribut lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este singurul care merită lauda. Cine este ținta noastră în laudă? Vedem tot în acești psalmi. Și clar, ținta noastră este Dumnezeu, pentru că noi pe El îl lăudăm. În psalmul 146:8 spune că El deschide ochii orbilor, îi îndreaptă pe cei încovoiați. Și mai vedem în acest psalm cine trebuie să laude pe Dumnezeu.
Și așa de frumos spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 150 cu versetul 6, spune așa: tot ce are suflare să laude pe Domnul. Și se încheie Psalmul 150 cu această exclamație, dacă vreți: lăudați pe Domnul. Slăvit să fie Domnul, El merită toată lauda Lui. Am încercat să extragem câteva cuvinte de aici, din acești psalmi, care sunt mulți și ar fi necesitat numai mult timp, dar eu mă rog ca ceea ce am învățat din acești psalmi în această zi să ne folosească spre mântuire. Și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Betel zorilor. Amin.